Moldova continuă să primească sprijin din exterior în lupta contra pandemiei de COVID-19, iar ultima țară care a intrat în această listă specială este Elveția, cu o donație în valoare de 580.000 de euro. Din lotul umanitar elvețian fac parte și 10 aparate mobile de ventilare artificială destinate unităților de terapie intensivă din spitalele din țară. Totodată, Elveția a donat Moldovei 26.800 de măști respiratorii, 37.500 de perechi de mănuși, aproximativ 1.785 de litri de dezinfectant, precum și 81 de termometre pentru monitorizarea temperaturii la distanță. Anterior, țări precum România, Rusia, China, Ungaria sau Franța, precum și Organizația Mondială a Sănătății, au oferit Moldovei ajutor umanitar sub formă de produse medicale, precum și medici care au venit în țara noastră să se alinieze în prima linie în lupta contra COVID-19 alături de doctorii de pe loc pentru a lupta mai eficient cu această boală cumplită.